Bună seara, sunt Horia Ivanovici, bine ați revenit la Fanatic Superliga, ediție specială după farul FCSB 0-1, o mare victorie, o victorie extrem de importantă pentru FCSB, care iacătă se duce la 7 puncte de Universitatea Craiova și la 10 puncte de CFR Cluj și Rapid. E clar, după această seară, șansele FCSB-ului, care oricum erau importante, au crescut foarte, foarte mult după victoria datorată golului lui Șut. Aș putea să spun foarte scurt așa, că FCSB a început să câștige partidele în stil Dan Petrescu, cam așa arată FCSB-ul. Farul a avut mai multe ocazii, dar până la urmă punctele sunt la cei de la FCSB, care până la urmă reușesc o victorie extrem de importantă. O seară nereușită din punct de vedere fotbalistic pentru familia Hagi. Gică Hagi pierde cu FCSB-ul astăzi după o prestație destul de bună a Farului, a 21-a înfrângere din cariera lui de antrenor împotriva FCSB-ului, cam mult una peste alta, iar Ianis, din păcate, rezervă neutilizată în partida dintre Alaves și Sociedad. V-am spus, nu e o seară prea fericită, dar asta e, viața merge mai departe. Comentăm ce s-a întâmplat, comentăm această victorie foarte importantă pentru FCSB, care eu cred că poate să atârne greu de tot, împreună cu Adrian Ilie, Robert Niță și Andrei Vochin, adică cu alte cuvinte, aceeași trupă cu care ne-am văzut înainte de joc. Cobra 1-0 și, repet, senzația mea este că FCSB-ul merge să ia titlul în stil Dan Petrescu. Apropo și de golul Șut cu capul, fază fixă și așa mai departe. Dar, da. Foarte pragmatici, mi se pare. Nu au făcut un joc foarte bun, dar au câștigat cele 3 puncte foarte importante pentru câștigarea campionatului. S-au distanțat foarte mult de, cum vorbeam înainte de play-off, de Rapid și CFR, care erau candidatele la câștigarea campionatului. Rămâne Craiova pe locul 2. O victorie importantă, un joc foarte slab, cu ocaziile mari ale Farului. Clar. Bun, Târnovanu, probabil cel mai bun de pe teren, una peste alta, dar parcă n-am văzut niciun Farul. Mă așteptam să riște mai mult Farul. Sincer, eu așteptam să riște mult mai mult Farul, pentru că practic a fost ultima șansă pentru Farul să obțină mai mult decât în prezent. Da, dar au întâlnit o echipă care, din punctul meu de vedere, s-a apărat foarte bine și nici pentru Farul nu era ușor să joace contra FCSB-ul, pentru că FCSB-ul este pe primul loc și la distanță foarte mare. Deci a fost, din punctul meu de vedere, un meci echilibrat cu această lovitură de colț, o fază fixă care s-a făcut diferența și cele 3 puncte FCSB-ului. Mă așteptam și eu la Farul să mai mult să încerce să câștige. Scuză-mă puțin, avem deja primele reacții. Șut, autorul golului, este în direct cu noi. Să venim la un adversar foarte bun care joacă un fotbal foarte bun acasă. Obiectivul ni l-am îndeplinit, am venit să luăm cele 3 puncte și suntem foarte fericiți că am reușit să facem acest lucru. Și golul, povestește-ne. E o fază pe care o pregătim și cred că m-am dus foarte bine și Comi a executat excelent și doar a trebuit să țin capul și a fost gol. N-ați mai marcat de mult din fază fixă, era momentul, ai fost acolo la locul potrivit. Da, a fost, cred că pot să spun că a fost când trebuia, ca să luăm cele 3 puncte și nu ne mai interesează altceva. Ați suferit pe parcursul meciului, Târnovanu a fost omul partidei. Cât de mult vă apropie această victorie de obiectiv, de titlu, ca să zic așa? În primul rând știm că Târnu e un portar foarte bun și ne putem baza pe el. Ne bucurăm că a reușit să ne salveze când noi nu am fost foarte bine, dar, per total, chiar dacă nu ne-a ieșit jocul, pot să zic că am avut acest gol. Am mai avut, cred eu, un gol anulat pe nedrept, când nu mi se pare simulare la Tavi. Mi se pare că e o fază care trebuia lăsată să se continue și după aia să se verifice la VAR. Asta era următoarea întrebare, pentru că erai acolo, lângă, ai primit și cartonaș. Da, și mi s-a dat galben pentru că m-am dus acolo și am întrebat de ce ne dă faul și de ce dă simulare și asta e. Îmi pare aveți un nou urmăritor, ca să zic așa. Craiova, după 2 victorii incredibile cu Rapid și cu CFR Cluj, este în coasta voastră și urmează meciul cu ei. Da, o să fie un meci frumos, cu 2 echipe foarte bune, 2 echipe ofensive. Craiova este o echipă bună, știam că poate să se lupte la campionat și noi acum ne bucurăm că am câștigat acest meci și după aia o să ne ocupăm de meciul cu ei. Ce i-a spus lui Radaslavescu în momentul în care a fost schimbat? L-am încurajat, cred că foarte mulți jucători au trecut prin acest moment, trebuie să ridice capul, să fie puternic și aceste momente o să ne întărească și mai mult și pe viitor o să ne ajute și mai mult. În ce proporție sunteți campioni? Nu vreau să discut despre asta. Luăm fiecare meci parte în parte și la final, când o să fim matematic campion, atunci putem să ne bucurăm. Mulțumim frumos! Seară bună. Da, a fost Șut în transmisiune directă. Robert, Andrei, victorie în stil Dan Petrescu? Punctele se adună?
Da? Diferența e din ce în ce mai mare, incredibil, totuși sunt 10 puncte, 10 puncte de CFR și de Rapid, echipele despre care se spunea, Craiova, știți că aproape n-avea nicio șansă când a început play-off-ul. Cum e, Andrei? Ce se întâmplă? Păi se întâmplă că FCSB maturitate nu multă? Mai e echipa naivă de anul trecut și nu e echipa naivă pe care Farul a întâlnit-o în etapa trecută, cum a fost Rapidul sau în alte meciuri. Adică a fost un meci fără spectacol, a fost un meci în care s-a jucat... Nu ai zice chiar fără spectacol, au fost niște mingi scoase de Târnovanu, a avut ceva și FCSB-ul, golul foarte frumos... Poate mult spus chiar fără spectacol. În niciun caz n-a fost nebunia din repriza a doua de ieri, de la Universitatea Craiova, Rapid. Pentru că n-au fost pațile de ieri. Adică ambele echipe s-au preocupat să câștige teritoriul în mijlocul terenului. Ambele echipe sunt echipe de posesie, ambele echipe nu se simt bine în momentul în care să te duci peste ele cu pressing. Ambele echipe au făcut pressing. S-a schimbat posesia extrem de des, n-am văzut mai mult de 3-4 pase legate în mijlocul terenului și de aici această lipsă de spectacol. Adică fazele care au apărut la poartă au venit tocmai din acest pressing cu câștigarea mingii aproape de careu și cu finalizare imediată. FCSB a suferit foarte tare în prima repriză pe banda dreaptă, acolo unde Crețu și Radaslavescu n-au putut să facă față adversarului, de altfel... Practic, ambii au fost schimbați, Radaslavescu 28, Crețu apoi cu Nana, cu racheta, exact. La pauză. Da. Mai mult decât atât, Radaslavescu, și asta e o mișcare bună, cred, a lui Haralambus, a fost schimbat din zona... din dreapta după vreo 15 minute, a fost trimis vârf și s-a apărat aici în zona asta băluță. FCSB-ul are mari ocazii la faze fixe, pentru că Florinel Coman execută foarte bine. Era un meci. Stil Dan Petrescu, o să ajunge să-mi dați dreptate încetul cu încetul. Era un meci de genul acelora care se decid la o fază fixă, pentru că pe situații de joc ocaziile au fost foarte puține. Hai că avem o primă reacție pe telefon. Dumitru Dragomir este la telefon. Bună seara! Bună seara, Neamitică! Bună seara, trebuie să-mi zic bună seara domnul Oracol, pentru că toate... Bună seara, domnul Oracol! Pentru că toate rezultatele ne-am spus exact cum au ieșit. Așa e, la Fanatic care îl facem online, v-au cam ieșit toate. Ambele Craiove și a doi direct, m-ai și întrebat, cum domnule, doi direct, doi direct, nu X, nu 1. Da. Așa e, e FCSB practic campioană după rezultatul de azi? Nu, deocamdată nu. Mă tem să nu-și dea cu stângul în dreptul de acum înainte, cum și-a dat Rapidul. Da, bine, încep acum meciuri din ce în ce mai grele. Prima partidă deja împotriva Universității Craiova. Nu mi-a plăcut o schimbare. Radan Slavescu prea repede a fost scos și este păcat de copilul ăsta de pierde și a fost unul din marile talentele României. Nu joacă de aproape... Adică ce înseamnă că nu v-a plăcut? Vi s-a părut oarecum că e o schimbare care practic îl distruge? Că e umilit, cum s-ar spune, fotbalistic? Mai mult decât umilit. Ăsta e cuvântul, distrus. Dacă mai are o întâmplare ca asta, e terminat ca fotbalist. Bun, nici n-a jucat. Adică pe lângă faptul că a evoluat slab, doar o secundă să vă spun ceva, pentru că poate n-aveți toate informațiile. Pe lângă faptul că a jucat slab în primele 30 de minute, principala lui treabă a fost nu să joace fotbal, în timpul meciului se certa cu spectatorii care îl înjurau. Domnule, încă o dată, indiferent ce s-a întâmplat, nu trebuia scos după 20 de minute de joc. Adică de ce, Neamitică? Practic îl distrugi vrei, sau care e ideea? Iar dacă vrei... să-l dai să-l faci fotbalist, dă-l să joace undeva la divizia B, la divizia C, oriunde, dar dă-l să joace meci de meci, el distruge astea. Dacă mai stă mai mult de până în vară, să-și ia adio de la fotbal de persoană. Am înțeles. Deci, practic, îl distruge? Asta e, de fapt, ideea? Bineînțeles. După aceea, mi-a plăcut... meciul destul de alert, să știi, putea să câștige și
și Constanța. A fost de calitate mare, nemaipomenită, dar a fost un meci dârz disputat. Uh-huh. Arbitru... N-a fost nicio problemă. Ne-am amintit că... Dar nici vrăzeam la arbitrat. Nici n-a avut. N-au fost mari. Fii atent aici și fii atent. Televiziunea nu ne-a dat și nouă faza aia cu... Cu Tavi Popescu? Cu cartonașul Tavi Popescu. Da, da, când Florinel și marchează, practic. Da. O televiziune serioasă trebuie să ne dea tot... Toate televiziunile sunt serioase, Neamitică. Neamitică, hai să te întreb altceva. Cum ți s-a părut revenirea lui Chiricheș după 7 luni în fața unui adversar, să zicem, de supervaloare, cel mai bun atacant considerat Luis Munteanu? Cum ți s-a părut? Am vedea ce înseamnă profesionalismul. N-a intrat până nu s-a refăcut 100%. Exact ca băiatul Hagi. Uh-huh. Numai când ești 100% și ca Florinel... Da, numai când e 100% intindu-me că te reaccidentezi și toată viața nu mai joci. Și cum ți s-a părut prestația lui Chiricheș după 7 luni de absență? Cel mai bun după teren. Uh-huh. Reține, cel mai bun după teren. Uh-huh. Deci ți-a plăcut, a? Da, sigur, mai ales din punct de vedere tactic. Și mie mi-a plăcut. Mi s-a părut o revenire, un comeback excelent al lui Chiricheș. E de felicitat și portarul. Și portarul Stelei a apărat foarte bine. FCSB, vă rog frumos. Da, FCSB. Da, și Târnovanu a fost ok. V-am zis, FCSB-ul începe să arate ca o echipă a lui Dan Petrescu, care an de an câștigă titlul. Au devenit foarte pragmatici, înscriu foarte multe goluri din faze fixe. V-am zis, mi se par că seamănă cu o echipă parcă construită și făcută de Dan Petrescu. Și nu întâmplător, ca și echipele lui Dan Petrescu, sunt la distanța asta în lupta pentru titlu. Ai un pic multă steaua asta, FCSM-ul ăsta, FCSB-ul ăsta, are antenor emerit, mă. Pe păi cine? Pe domn Becali sau pe cine? Sigur, dacă ia campionatul, să-l declare antenor emerit, mă, frate. Sau să se decinteze școala de antenori. Da. Mai poate să-i oprească Universitatea Craiova sau șansele sunt mici? Nu sunt șanse mici, să știți la mine. Craiova a avut un moral de competiție formidabil, de competiție mare, de la 1-0, care o repriză nu i-au ieșit nimic și aia puteau să marcheze de 2-3 ori Rapidul. A doua repriză în 10, fulminant au jucat. Dar convingerea mea este că după ieșirea lui Papel, Rapidul n-a mai contat. Da. Bun, și poate Craiova să-i facă figura până la finalul FCSB? Părerea mea că nu, dar în fotbal e posibil orice. Sau șansele FCSB? Cam care sunt șansele FCSB-ului la titlu, după părerea noastră acum? 90%? Cam 99,99%. Am înțeles. Bine, mulțumim mult de tot. Ne revedem mâine, 13:30, pe fanatic.ro, da? La Profețiile lui Mitică, cea mai tare emisiune din online, da? Ne vedem acolo. Să trăiască privitorii. Facem spectacol, Nea Mitică, ca și acum. Bun, am revenit în studio. Andrei Vochin, Robert Niță și Cobra Ilie. Te rog, Robert, că ai vrut să intervii. Și aș ruga și pe colegii din regie, că e vorba despre un jucător tânăr, e vorba despre o schimbare care, după părerea mea, cred că ar fi trebuit făcută mai repede. Repede de minutul 28? Mai repede de minutul 28. Se întâmplă la mari antrenori, se întâmplă la echipele serioase, nu poți să riști obiectivul unui club pentru a da încredere unui jucător tânăr, în care ai avut foarte mare încredere când ai plătit sute de mii de euro, ai vrut să-l dai împrumut, cum spune domnul Dragomir, să joace la Botoșan, refuză să plece acolo să joace. E mai este și supărat. Îi rog pe colegii din regie să pregătească faza din minutul 2 ca să vedem pe Radu Zlavescu cam cum începe jocul. Supărarea poate eu înțeleg. Că complet deconectat. Da, o să vedem. Mai faza, ales în condițiile în care uite faza, să ducem pressing undeva în șai. Uite-l cum vine aici la numărul 99, uite-l. Pleacă ăla de lângă el și deja acum are 4-5 metri în fața lui.
bagă crețul alunecare, el se oprește. Se uită. Și iese fază și vine, de gol. Vine ocazia și iese gol. Fază de gol. Nu e nicio umilință, nu e fotbal profesionist, obiective și nu poți să te prezinți așa nici la 40 de ani, deci nici la bune, 20. Bune schimbările? Foarte bune. Da? Tavi da. Intră mult mai bine decât Radu Zlavescu, face mai bine faza defensivă. Chiar vorbeam cu Andrei și cu Adi în bine, timpul practic meciului. Toată banda dreaptă care n-a mers, că nici Radu Zlavescu n-a mers, păi nici da, n-a mers Crețul, pe de ce nu merge Crețul? Că Crețul tot timpul este prins 2 contra 1. Și atunci normal că nu merge, că la păcarea deci, atacă... inspirat Gigi? Păi inspirat, uite cum se oprește, uite, se duce, pleacă, uite, în duel cu el și uite cât pierde teren. Da, s-a anticipat uite schimbarea cât, din minutul 15, care vorbeam aici, că o să-l schimbe până... Și iese gol, poate să iasă gol, dublă ocazie, Farul Constanța. Și... nu e nicio... nu e nicio bătaie de joc, nicio umilință, a avut șansa să meargă la Botoșan, nu a vrut. FCSB e ca și campioană, din punctul meu de vedere, și cu Radu Zlavescu și fără. Nu, asta e o victorie uriașă. Da, e o victorie mare. Eu am și spus aseară, Steaua, indiferent cum joacă, FCSB-ul, indiferent cum joacă, câștigă. Andrei. Cred că vina trebuie împărțită, că nu doar el e de vină, sunt de vină și cei de acolo, din momentul în care a fost cumpărat, adică trebuia să știi exact ce post ar juca Radu Zlavescu. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, concurentul lui pe post în momentul ăsta la FCSB este Olaru. Aia este poziția în care el poate evolua, să spunem, cât de cât mai bine. Greșeala lui mare este că nu s-a dus să joace, cum zicea Robert. Uh-huh. Pentru că în momentul e un jucător născut 2004, când vezi că la tine în echipă, tu știi că postul pe care joci tu e postul pe care joacă chiar capitanul de echipă, atunci e bine să faci cariera de așa natură. Să fii inteligent și da. Să ai și o strategie. Andrei, o să vorbim imediat, că avem slavă Domnului emisiune până undeva spre 00 și 30 de minute. Chiar avem ce să discutăm, pentru că sunt multe lucruri de analizat, fiindcă mie mi s-a părut meci una peste alta ok. Farul cu ocaziile și până la urmă FCSB cu punctele. Foarte pragmatic. Și FCSB a avut ocazii. A avut și adică FCSB-ul, da? Farul ne-a luat fața cu începutul reprizelor, dar... Da, haideți să vedem ce spune Chiricheș, pe care iată Mitică Dragomir îl numește omul meciului, da? Chiricheș cu o evoluție foarte bună după o absență de 7 luni, își arată clasa, este clar cel puțin pentru campionatul nostru, pentru Superliga, un jucător de mare valoare care o să mai ajute mult timp FCSB-ul de acum încolo. Bună seara, Vlad, și felicitări! Revenire după 6 luni și echipa câștigă fără să primească gol. Cât de greu a fost acest joc? Bună seara! A fost un meci greu, un meci disputat. Am suferit un pic. Au avut o posesie foarte bună, cei de la Faro. Au pus în practică un joc bun, un joc combinativ care ne-a pus probleme și a trebuit să suferim, clar. Dar cred că momente ca acestea sunt importante, arată că echipa are caracter, are forță, poate să câștige și atunci când nu joacă extraordinar. O fază fixă a decis până la urmă soarta celor 3 puncte, bănuiesc că exersată intens la antrenament, erai și tu acolo pregătit, dar șut a fost mai rapid. Da, Adia a lovit-o bine și s-a dus în poartă. E important că dăm goluri și din faze fixe. Sunt detalii care pot să decidă meciuri, cum a fost și în seara asta. Cum a fost pentru tine să joci 90 de minute, primul meci oficial după 6 luni, poate 6 luni și? Cum te-ai simțit? A fost un moment frumos pentru mine. Mă bucur că am revenit, am reușit să duc cu bine cele 90 de minute. E important că mă simt bine după meci, sunt bine și sper să continui să joc, să încerc să-mi ajute echipa să câștige campionatul. Haralambos s-a numit antrenorul din teren. Cât de mult îți ajuți cu echipierii, cu sfaturi, cu ponturi pentru poziționare și așa mai departe. Da, cred că e mult spus, antrenorul din teren. Da, încerc să ajut echipa prin experiența mea, prin lucrurile pe care le-am dobândit în anii ăștia cât am jucat afară și sper să-mi aduc aportul la,
la cât mai multe victorii în celelalte 8 meciuri de jucat. Când a început play-off-ul, toată lumea se gândea la o luptă cu Rapid, cu CFR, poate, și iată că a apărut Craiova după primele două etape, cu două victorii fabuloase, sunt 7 puncte și întâlniți duminică. Cum va fi? Da, ne așteaptă un meci greu, un meci important. E clar că va fi o luptă acerbă pentru victorie și sperăm să ieșim noi învingători și să reușim să ne distanțăm și mai mult. Cum l-ați încurajat pe Radu Slavescu? Că am văzut că v-ați dus la el în momentul în care se îndrepta spre schimbare, în minutul 28 jucător. Da, știu că nu e un lucru bun, mai ales pentru un jucător tânăr să fie schimbat așa de vreme. Am trăit și eu momente de genul ăsta și știu că e greu, e frustrant și sper să aibă în continuare încredere în posibilitățile lui, în calitățile lui, să nu cedeze și să continue să se antreneze bine și o să-i vină din nou șansa. Mulțumim frumos! Succes! Da, suntem iarăși în direct, Cobra Ilie, Robert Niță și Andrei Vochin. Haideți să vedem imagine bucuriei după meci. Fotbaliștii de la FCSB au sărbătorit împreună cu galeria această victorie extrem de importantă, o victorie care, după părerea mea, le crește șansele undeva la 90% să ia titlul de campioane. Imagini frumoase, imagini spectaculoase cu bucuria celor de la FCSB. Cristi Coste, colegul meu de la Fanatic, este acolo la Constanța și ne-a transmis informații extrem de interesante de culise. Radu Slavescu este singurul care n-a participat la această sărbătoare, s-a dus în autocar și pe locurile din spate și a stat acolo izolat în autocar timp de 15 minute, când atâta timp cât băieții s-au bucurat, colegii lui s-au bucurat împreună cu galeria. E extrem, extrem de afectat Radu Slavescu de tot ceea ce s-a întâmplat. Și am o întrebare. Să plângem pe omorul Radu Slavescu sau nu? Nu știu, în economia unui joc, eu cred că ce s-a întâmplat până în minutul 30 cu el au decis antrenorul că e o schimbare foarte bună. Ce să aștept să iei gol și să-l schimb la pauză? Dacă tactic sau încă nu a jucat destul de bine. Din punctul meu de vedere, da, trebuie să fie trist și trist nu pentru că l-a schimbat. Nu, dar schimbarea a fost logică? Da, eu am și vorbit, nu apucă pauza să schimbe. Pentru că a început meciul foarte prost. Este un copil, da, trebuie să avem grijă de ei, dar ca să câștigi campionatul, trebuie să-ți asumi anumite lucruri și ca antrenor și poți să schimbi minutul 20. Și la cluburile mari, la alte cluburi și unde am jucat, au fost jucători schimbați că nu respectau tactic sistemul și au fost schimbați în minutul 20. Da, v-am spus, Radu Slavescu e extrem de trist, 15 minute s-a izolat pe locurile din spate ale autocarului, știi cum sunt banchetele. La canapea în spate. Da, la canapea în spate, da. Cum să spun... Eu aș gândi pozitiv puțin. Părea că este rușine de tot ceea ce se întâmplă, iar în acest timp, când el s-a izolat în autocar, colegiul lui sărbătorea împreună cu galerie. Nu, să gândim puțin pozitiv, adică te gândești că ai fost accidentat și ești în minutul 30. Mai simplu. Are timp să... E bine că suferă, Da, dar să nu fie supărat, atenție. Exact, dacă o supărare, colegii lui n-au nicio vină. Dacă ajunge campion, a ajuns cu ei. Cu puținele alea minute care le-a jucat. Să nu fie că nici asta nu e în regulă. Pleci supărat după un joc modest, chiar dacă e supărat pe ăla din tribune, că noi avem informații de la Cristi Coste, de la fața locului, că a fost înjurat încă de la încălzire, dar nu, colegii n-au nicio vină. Robert, asta e, trebuie să fii puternic psihic, ai refuzat Botoșanu, joci la FCSB și ți-ai asumat ceva. Că vrei cu orice preț? Că spune lui, spune domnul Mitică, domne, luminește. Nu, l-a băgat titular, nu l-a umilit. I-a dat șansa să joace titular în fața unui Popescu care cu ceva timp în urmă era favoritul patronului. Și tot un jucător de perspectivă, tot un jucător pe care se pot lua bani mulți și decide să-l schimbe. Din punctul meu de vedere justificat, sper să fie puternic, sper să învețe din experiența asta și să devină, ca și în cazul lui Borza, Radu Slavescu ăla de la domnul Hagi. Bun, apropo de domnul Hagi, haideți să vedem ce a declarat Gică Hagi după această seară, repet, nereușită. Bună seara! Care ar fi concluziile după un meci în care omul partidei a fost portarul advers desemnat? Portarul... Da, a prins o zi bună.
am avut șansele noastre, am început cel puțin prima repriză, am jucat foarte bine. A doua și una și alta, am făcut ce trebuie. Din păcate nu ne-am atins obiectivul acela de a marca goluri și când nu marchezi goluri în fotbal, încoace se dovedește că n-ai cum să câștigi. După aia ei au fost periculoși la faze fixe, au dat gol și asta e fotbalul. E greu să accepti, dar asta e realitatea. Când pierzi, cred eu că nimeni din vestiarul nostru nu e, cel puțin eu, nu-s fericit. Și atunci nimeni din vestiar nu cred că e fericit. Ionuț Larie ne spunea că le-ați repetat că sunt foarte periculoși la fazele fixe. Și chiar nu le-am repetat, le-am arătat. Nu, una e să vorbești, alta e să vezi. Imaginele te conving, lucrurile s-au făcut, n-am ce să zic, au jucat foarte bine. Meritam să câștigăm, meritam să scriem 3 goluri cel puțin, dar asta e. A venit acea fază, din păcate, parcă văd meciurile din tur, din noiembrie-decembrie la Constanța, care s-au întâmplat tot așa în ultimele minute, dar rămânem cu lucrurile bune, iar ce am făcut prost, să încercăm să eliminăm. Puține, dar trebuie să eliminăm. S-a pierdut o șansă de a intra în grupul cu 28 de puncte. Da, suntem acolo. Noi, primul loc nostru, v-am zis din prima zi, suntem acolo la Cupe Europene. Dacă putem să o facem și o să mergem, trebuie să câștigăm, și la Sepsi și mai sunt meciuri, deci fiecare meci o să-l încercăm să-l abordăm ca să câștigi, așa cum avem, cum îmi place mie să zic că avem o mentalitate care să câștigăm, să sperăm că o să reglăm lucrurile. O să înscriem. Astăzi n-a vrut să intre, dar sperăm, dacă jucăm așa și la Sepsi sau cu celelalte, eu zic că o să câștigăm. V-a surprins azi cu ceva echipa adversă? Între noi și ei, cred că ne cunoaștem foarte bine. Când echipele din țară nu poate, doar mici detalii, poate o execuție a unui jucător, cum ți-ai zis înainte când ai zis. Deci n-ai cum să te surprindă cu absolut nimica. Știm, ne știm toți, avem atâtea... momente sau lucruri care să te informezi, așa că n-ai recunoștințări, mai ales din campionatul nostru, cunoaștem jucătorii, ne știm între noi. Important e să joci bine colectiv, să faci ambele faze, așa cum noi le-am făcut, cred eu, destul de bine, dar și fazele fixe în fotbal contează. Este o dispută nebună în acest play-off, cu numeroase răsturnări de situații de la etapă la alta, între echipe, locurile de clasament. Deja noi ne uităm numai la noi, ne uităm la ce trebuie să facem, încercăm să ajungem cât mai sus acolo, ne dorim, sperăm să o facem, pentru că cred eu că acum o să stăm și împreună astea 4-5 zile. Și unii au fost și plecați la lot, până au venit, cum am zis înainte de meci. Da, mi-a fost greu să-i unesc pe toți, dar eu zic că echipa a arătat bine, dar din păcate când pierzi, dezamăgirea există. Voiam să vă întreb în final, presa turcă iarăși a speculat că Yannis e aproape transferat la Galatasaray. Despre Yannis v-am zis că el e focusat la... În momentul de față e la Alaves, e focusat acolo, mare până în vară lucrurile, dar după aceea are un contract cu Rangers. Restul nu știu nimic. Turcii deja... Nu știu. Eu vă zic ce știu eu. Mulțumim. Seară bună. Seară bună. Da, deși turcii au mai băgat și eu un fake news, că dădea bine, știi cum e. Sună bine. Hagi vinde. Vine Hagi, haide că da. Merge Hagi la Galatasaray. Da. Vine Gică Hagi și spune clar, mai înțeles, că nici vorbă de așa ceva. Da? Nu știu, eu știu că am vorbit cu cei din club de acolo, dar sunt focusați foarte mult pe să câștige campionatul. La cine te referi? La Galatasaray. Da, și tu ai auzit ceva de povestea asta cu Yannis la Galatasaray? Tot timpul a fost o discuție pentru Galatasaray sau o echipă din Turcia. Tot timpul pentru Yannis? Pentru Yannis, da. Uh-huh. Da, eu sper să ajung acolo, un club puternic și poate o să joace mai mult. Adică, cu alte cuvinte, e o țintă pentru Galatasaray din ce vorbești tu în zona turcă? În momentul de față știu că sunt focusați foarte tare pe câștigarea campionatului. Se bate cu Fenerbahce. Știu, dar e o țintă, Yannis, din ce știi pentru ei, nu neapărat mâine. Adică e o țintă permanentă. Tot timpul s-a vorbit, nu știu, dacă rămânea, nu știu, 90% Yannis liber în momentul de față, cred că ajungea la Galatasaray. Uh-huh. Acum depinde, sunt
contractul curare cu Rangers, sunt niște bani de plătit, nu știu. La Rangers ne mai are un an. Un an, da. Adică da. Ar trebui să, dacă vor să-l dea, acum este să acum moment, e cel mai bun cel moment. Mai dacă, moment. Nu se-i pre, dacă rămâne acolo, să-i prelungească contract. Deci da. Oricum Iannis... Da, mă rog, o să vedem ce se va întâmpla. Important e pentru el să joace, că vine Euro și da, e complicat. Da. Mă rog, e o discuție lungă pe tema asta, dar știi cum e, când nu joace e complicat, știi. S-a irit, că până la urmă discutăm de rit. Bun, ce s-a întâmplat, Andrei, cu Farul astăzi? Au avut ocazii. Au avut ocazii în debut de reprize, au început tare meciul, au jucat foarte bine presiunea, nu i-au lăsat pe cei de la FCSB să construiască, au câștigat mici repede, au profitat de un flanc drept care nu era pregătit de meci cu Crețu și cu Rada Slavescu. N-au transformat ocaziile astea în gol, după care meciul a intrat într-o rutină. Nici una, nici alta dintre echipe n-au reușit să creeze mai nimic în prima repriză. FCSB-ul a fost periculoasă la faze fixe de două ori, faze executate de Coman, corner executate de Coman, au fost aproape de a înscrie. Au dat specialiști la fazele fixe FCSB-ul. Păi, dar, adică, știi cum e asta? Am mai auzit discuții, dar da, bă, dar am bătut din fază fixă. Păi din faze fixe se marchează 30% dintre golurile în fotbalul european, la nivel înalt, de Champions League vorbesc. Echipele mari au antrenori de faze fixe, adică sunt Liverpool are antrenori de auturi, adică nu trebuie luate în derâdere faze fixe, ci sunt extrem de importante. De ce? Pentru că dai de un meci de genul ăsta, în care ambele echipe se anihilează reciproc, e o bătaie pe la centrul terenului, pe acolo nu se întâmplă nimic, și fazele fixe se deblochează un meci. Deci, din punctul ăsta de vedere, bravo lor că tratează fazele fixe cu atâta seriozitate și că au și instrumentele prin care să le transforme în goluri. Bun, hai să vedem ce spune și Târnovanu, da? O declarație simpatică a lui Târnovanu. Târnovanu revenit la forma, ca să zic așa, să folosesc un limbaj de lemn, care l-a consacrat. Chiar a apărat bine, mi s-a părut foarte sigur pe el, a scos două, trei mici foarte importante la un moment dat. Haideți să vedem deci ce... nu mai intră vreodată în poartă. Nu mai intră vreodată în poartă, s-a întors Spider-Man, da? Da? S-a întors Spider-Man. Haideți să vedem ce a spus Târnovanu, v-am zis, foarte simpatic, o să vedeți despre ce e vorba. Bună seara, Ștefan, felicitări omul meciului. Cât de greu a fost acest Bună joc? Seara. Un meci foarte, foarte complicat. Nu l-am început absolut deloc bine. Au fost peste noi în prima repriză, cel puțin nu prea am contat aproape deloc. Mă bucur din suflet că a venit acest gol pe final și că am reușit să câștigăm, să ținem distanța de 7 puncte. E o victorie fantastică, fantastică. Contează foarte, foarte, foarte mult și mă bucur nespus că am reușit să o obținem. E al 14-lea meci al tău fără gol primit. Ai avut intervenții salvatoare, practic, și de asta ai fost ales omul meciului. Ați crezut până la final că veți învinge? Am crezut până la final, normal. Știam că dacă vom face un joc defensiv bun, putem marca la orice fază. Ne bucurăm că acest gol a venit din fază fixă. Și anul trecut am fost în același loc, doar după o seară foarte, foarte nasoală pentru noi, după ce am pierdut titlul. În seara aceasta am făcut un pas mic, dar foarte, foarte important pentru câștigarea titlului. Chiricheș din nou în fața ta, ca să zic așa. Cum a fost revenirea lui? A fost bine și cu Chiri și cu Daua și cu Sia, toți trei au făcut un meci senzațional, dar nu doar ei trei, toată echipa. Din punct de vedere defensiv am stat foarte bine. Ce n-au reușit ei să îndepărteze, mă bucur că am reușit eu. Și ieri a fost ziua iubitei mele, nu i-am luat niciun cadou, nu am știut ce să iau, așa că îi dedic această victorie. Păi și apreciază cele trei puncte? 100%, se bucură de suflet. Aveți o nouă urmăritoare acum, Craiova, cu care vă veți întâlni la finalul acestei săptămâni. Cum va fi? Cum va fi? Vin după două victorii fabuloase și trebuie să le punem stop, dar de fapt trebuie noi să fim la fel, să continuăm cu șirul victoriilor și să obținem ceea ce vrem. Cât de mult vă apropie această victorie de titlu? Nu pot să zic cât de mult, dar ne apropie în oarecare măsură. Asta e frumos. Seară bună, mulțumesc. Da, Târnovanu, care am o informație pentru voi, este singurul integralist în lotul FCSB-ului. A bifat toate minutele. Au fost mulți accidentați. Să schimbe și portarul la pauză. Au fost mulți accidentați. Da. Și probabil asta. Au mai apărut și suspendări, dar e un portar care dă siguranță. Mie îmi place. Mie întotdeauna mi-a plăcut Târnovanu. A avut și o perioadă slabă.
da, peste alta. Dar uite că au avut răbdare, au avut răbdare cu el, cum s-a întâmplat și în cazul lui Tavi Popescu la un moment dat. Și uite că în momentul de față, Târnoveanu, dacă FCSB-ul va câștiga campionatul, are un merit, un merit foarte mare și face diferența. Știu că e un pic ciudat să spui comportat face diferența, sună puțin așa. Dar are meciuri în care, într-adevăr, astăzi doar intervențiile, dacă luăm doar de intervențiile, cele două intervenții la dubla ocazie din minutul 2. Știu care e chestia la portar. Degeaba te salvezi, scoate mingele la vreo 2-0 pentru adevăr. Da, da, da. Apă important să scoată cum le-a scos în minutul 2. Știi ce se întâmplă cele de siguranța asta că nu, păi, nu gafează. Nu gafează și apără ce este de aparat. Antrenorii de portar, domne, dacă le scoate palea parabile, deci e nemaipomenit. Dacă mai scoate și una imparabilă, deja e de echipa națională. Iar Târnoveanu... Știi că vorbeam înainte de meci că va fi una dintre chei, va fi acest duel între Luis Munteanu, da, și atacanți și fundașii centrali, da? Mai ales că a revenit Chiriche, știi cum e, totuși un meci după 7 luni în fața unui atacant considerat letal, da? Considerat atacantul cel mai ok, ca să spun așa, da? Și iată Chiriche, mi-a plăcut foarte mult. Cum s-a părut? Au jucat bine. Adică, sincer, mie mi se pare că l-a anihilat una pe... Bine, n-a fost singur, normal, că nu te aperi doar cu un singur om, dar mie mi se pare că una peste alta a fost anihilat. Având în vedere, după atâta timp cât n-a jucat, da, a făcut un meci foarte bun. Da, adică să lipsești 6 luni de zile și să intri într-un meci genul decisiv în play-off cu un Farul care joacă acasă, s-a descurcat foarte bine. Pentru că știi că asta vorbeam. Nu. O să fie mingile peste el, se demarcă Luis Munteanu în spatele lui și iată, am avut un Chiriches una peste alta, zic eu, foarte sigur. Nu doar atâta. Deci ce înseamnă jucătorul cu devaloare? Mă uitam, a început să combine, a repasat, a dublat, a dat mingile ale lui în adâncime, care au lipsit atât de mult FCSB-ului. Chiar au lipsit mingile. Adică s-a văzut, Andrei, experiența acestui Chiriches. Păi, clar, deci Chiriches are valoare de top 5 campionate europene când e sănătos și când era și mai tânăr. Asta e clar. Adică aici joacă deja din experiență. El nu mi se pare că este la o formă fizică senzațională în momentul ăsta, dar numai din experiență din plasament, din știința jocului, își face treaba foarte bine. Mai mult decât atât, a avut în față scuturi serioase. Adică FCSB-ul astăzi n-a lăsat nimic la voia întâmplării și eu cred că niciun rezultat de egalitate nu era o mare problemă. De altfel, cred că ăsta este marele avantaj al FCSB-ului pe toată perioada play-off-ului ăstuia, pentru că pleacă de la ideea că au două rezultate la îndemână. Egalul sau victoria. Ori toate celelalte echipe sunt disperate să bată. Așa cum și astăzi, la un moment dat, Faro a fost disperată să bată și marea ocazie a meciului, cea mai mare ocazie a meciului, o are Octavian Popescu pe un contraatac. Adică pe cum să rateze așa? Hai să vedem ocazia lui Tavi Popescu. Adică, dacă stau să mă uit mai bine și face preluarea greșită. Lasă mingea prea mult să-i treacă în față. Treacă și opt și prea greșită. Da, haide să vedem, să căutăm faza lui. Bine, a mai avut una înainte. Adică a avut niște oportunități. Tavi Popescu, dar e clar, cum să spun, nu că nu-i concentrat. Nu știu, ceva îi lipsește lui Tavi Popescu. Nu știu care e treaba cu Tavi Popescu. Uite, deci un pogon, stai Robert, un pogon aici, la partea stângă a lui Farul, un pogon, iar scapi și cum să spun. Uite, Coman alunecă, intră în posesie, el vede foarte bine fundașul stânga. Îi dă pasă perfect. Da, bine, lasă foarte mult. Auzi, nu înțeleg unde erau jucătorii Farului, da? Cred că plecaseră puțin la un picnic. Pierd posesia și în momentul în care... S-au retras mai greu, nu? Nu, în momentul în care ești în fază de construcție, te lăbărțezi. Uite ce pasă îi dă Coman. Da, uriaș. Ia uite cum vin jucătorii Farului. Și aici își închide unchiul, da. Și mai e încă ceva, e apărarea preventivă, care n-a existat la faza asta. Adică chiar și în momentul în care te duci în posesie, tu te aperi preventiv în ideea. Bă, ce se întâmplă dacă o pierdem? Că poți pierde mingea. Acum, apropo de Tavi Popescu, probabil că și el a stat pe bancheta din spate vreo 3 zile la autocar, înainte să înceapă meciul. Pentru că i-a dat locul. Rada Slavescu s-a dus fix pe locul asta, încălzit al lui. Știi că noi vorbim acum că Rada Slavescu e supărat că l-a scos. Da. Dar trebuia să fii, nu știu, să nu te simți confortabil când te anunță patronul că joci cu 3 zile înainte.
Mă gândesc că antrenamentele alea sunt făcute și ele pentru ceva, ca până în ultima zi să se decidă care joacă între cei doi jucători. Deci el a fost favorizat într-o primă fază, de 3-4 zile i-a anunțat că e titular. Cum s-o fi simțit Tavi Popescu? Probabil că autocarul a stat la Berceni și el stătea bachetat în spate 4 Tavi. Zile, Tavi. Da. Și s-a schimbat. Da. Bun, am vorbit de Luis Munteanu. Hai să vedem declarațiile lui Luis Munteanu. N-a fost într-o zi grozavă, n-a fost într-o seară grozavă Luis Munteanu. Nu pot să zic nici că a jucat rău, dar una peste alta n-a fost acel Luis Munteanu letal cu care eram obișnuiți și care de multe ori a îngenunchiat și FCSB. În primul rând n-a putut să-și facă ocazie. Bună seara, Luis. Așa cum îi spunea și lui Ionuț, Târnovan a fost omul meciului. Ați ratat mult în această seară. Până la urmă, părăsit terenul învinși. Cum a fost partida din teren? Bună seara. Da, am ratat foarte mult. L-am făcut pe Târnovan omul meciului, dar zic eu că am făcut un meci bun. Acolo, la finalizare, la ultima pasă, asta ne-a lipsit în această seară. Sperăm că de la meciul viitor să ne revenim și să facem un meci bun și să câștigăm. Era o șansă bună. Dacă învingeați azi, veneați pe locul 2, în luptă directă. Da, așa cum am mai spus, am făcut un meci bun. Poate că un rezultat de egalitate era echitabil. Acum nu mai avem ce să facem, nu mai putem să dăm timpul înapoi. Sperăm că de la meciul viitor să luăm cele 3 puncte. Cum a fost duelul tău cu Chiricheș? Spune-ne un pic. Duel normal, ce pot să spun. Zic eu că am avut ocazii, dar așa cum am mai spus, n-am fost inspirat în fața porții în această seară. Eu nu-ți spuneam mai devreme că nu vă pierdeți motivația, veți lupta până la ultima etapă pentru atingerea obiectivului. Aveți un meci. De ce să ne pierdem motivația? Mergem la fiecare meci să dăm tot ce avem mai bun, să luăm cele 3 puncte, pentru că n-avem nimic de pierdut, nu mai avem presiune și vrem să mergem în cupele europene. Spune-mi dacă te-au deranjat declarațiile făcute vis-a-vis de viitorul tău. Deci cei de la Rapid, de exemplu, s-a vorbit și mai demult de faptul că Gigi Becali te place. Cum reușești să păstrezi concentrația? De ce să mă deranjezi? Nu. Mi-am văzut de treaba mea, am încercat să mă antrenez cât mai bine, am vrut să le dau gol și celor de la FCB, dar nu s-a putut. Sper că de la meciul viitor să revin pe lista marcatorilor. Dacă vei mai arca mai mult în acest play-off, te gândești și la Euro, la Naționala Mare? Da, vreau să fiu acolo, orice jucător cred că își dorește acolo. Sper să am evoluții cât mai bune și să fiu chemat acolo. Mulțumim frumos! Seară bună! Da, suntem din nou în direct aici la Fanatic Superliga. Apropo de ce s-a întâmplat, iar lucruri neștiute, da, pe care ni le dezvăluie Cristi Coste, colegul meu de la Fanatic, sunt niște poze foarte simpatice, nu știu dacă am apucat să le facem, cu un Haralambus mare vedetă după meci. Da, dă autografe pe bandă rulantă. Ce înseamnă victoriile? Că despre asta e vorba până la urmă, știi? Da? Deci e un Haralambus care dă autografe. Da, iată-l, da, sunt poze trimise de colegii de la Fanatic. Coada a fost la un moment dat după partidă la autografe la Haralambus. Cine credea? Mai ții minte? Câte miștouri pe capul lui Haralambus, cum să spun, comentarii malițioase. Și ce bine că nu înțelege și n-a înțeles limba română. Da. Ce bine că altfel probabil ceda, probabil s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și cu Toni Petrea la un moment dat. Da. Dar uite că reușește. Nu, sunt poze spectaculoase. Haideți să mai vedem pozele. Repet, la un moment dat era coada de vreo 20 de copii care vreau. Și gândiți-vă, totuși, Haralambus nu e ADN-ul FCSB. Da, e un antrenor până la urmă, adică, cum să spun, dacă era lăcătuș, înțelegeam. Dar asta înseamnă victoriile, asta înseamnă performanța. Performanța aduce entuziasm, nu, Andrei? Bineînțeles, performanța creează suporteri. Asta, de asta probabil că și coeficientul sau proporția aia de suporteri din sondaje în ultimii 9 ani cât, sau 8 ani cât FCSB n-a câștigat titlul, procentul suporterilor FCSB a scăzut. Din punctul ăsta de vedere, teoria aceea a domnului Becali că nu e important să câștigi titlul, e important să câștigi bani sau să mergi în cupele europene, nu ține, pentru că banii vin de la suporteri. Iar suporterii, masa de suporteri se creează prin performanță. Ok, publicitate, revenim.
Da, am revenit la Fanatic Superliga. Victorie mare, victorie importantă a FCSB-ului, care, repet, se distanțează la 7 puncte de Universitatea Craiova și, incredibil, practic, la 10 puncte de Rapid și CFR Cluj. Suntem cu Adrian Ilie, cu Robert Niță și cu Andrei Vochin și analizăm această victorie scurtă, dacă vreți, da, a FCSB-ului. Victoria unei echipe pragmatice, iar de acum eu mereu, numai asta o să spun, câștig în stil Dan Petrescu. Și să nu uităm câte campionate a luat Dan Petrescu, așa că e clar, e o șansă foarte mare. Bun, nu e mai puțin adevărat că încep și meciurile pentru FCSB, Andrei. Și asta e adevărat. Joacă cu Universitatea Craiova, o să joace cu Rapid, o să joace cu CFR-ul, adică încep niște meciuri tari și pentru FCSB. Și ați văzut cum e cu clasamentul, da? Două meciuri dacă pierzi, pierzi. Dacă pierzi două meciuri, deja apar speranțele. Bun, e greu. Matematica mai vorbește... Scuză-mă, cum zice Gigi Becali, că nu-i place matematica. Matematica vorbește în favoarea lui Gigi Becali. Te rog. Mai era una. Să câștigi, să pierzi două, dacă tu pierzi două meciuri, dar s-ar putea să mai pierzi. Exact. Problema este că se anulează practic rivalii. Da. Iar din momentul ăsta FCSB, indiferent cu cine joacă, ținând cont că de Farul Constanța a scăpat, de Sepsi a scăpat, orice rezultat de egalitate menține diferența de puncte consemnată la începutul dacă jocului. Dacă FCSB-ul pierd titlul anul ăsta, sunt niște fraieri. N-au cum. Da, e greu. Nu. E dacă greu. Se întâmplă... Nu. E foarte greu. Eu nu cred că poate să pierd. Știu, dar dacă se întâmplă, este vina... Adică vorbim de un titlu pierdut ca fraieri. Și ține cont că nu sunt 7 puncte, sunt 8. Da. Au rezultate cu toate favorabile, pentru că ei sunt singurii care n-au beneficiat de retrogire. Urmează două meciuri acum, dacă nu pierde nici cu Craiova, nici cu CFR-ul, deci au avantajul la egal, din punctul meu de vedere sunt 99, campioni. Și stăteam și mă uitam, o să fie pohta ce a poftit-o Becali, pentru că vor fi campioni de Paște. Chiar înainte de Paște. Da. Adică fix, mai înțeles, să le aranjeze bărbosul, da, ca să fie chiar anul lui FCSB și anul lui Gigi Becali, da? Mă rog, vedem ce o să se întâmple, dar repet, să nu uităm că încep meciurile complicate acum pentru FCSB. Da. Fiindcă, uite, de exemplu, au câștigat. Dar nu poți să spui că FCSB o joacă, mamă, ce fotbal joacă. Nu, dar adică să zici, puncte. Wow, te încântă. În schimb, sunt precum furnica. Care te încântă? Din play-off, care te încântă? Din play-off, cine mă încântă? Momente de joc Craiova. Bă, o să râzi. O să spui că suntem nebuni. Cine? Păi mie, în continuare, mie îmi place Rapid. Păi, o să ziceți că suntem nebuni. Câte puncte are FCSB-ul în astea două meciuri? Dar vezi, eu nu sunt fan Dan Petrescu. Hai că l-avem și pe Ciprian Marica la telefon. Ciprian, bună seara! Bună seara! Bună seara! Ei cu punctele, voi cu ocaziile, ca să zic așa. Da, Farul se pare că a jucat mai bine. Suntem o echipă care ne știm partitura și jucăm după note. Ne-am bătut cu o echipă care individual are jucători mai valoroși ca ai noștri. Nu cred că vreo clipă am fost inferior, ba din contră. Am jucat mai bine și am creat ocazii mai mari. Acum, sigur, câteodată ai o jumătate de ocazie și dai două goluri și câteodată ai 3-4 ocazii și nu reușești să marchezi. Fotbalul e pe goluri și pe o fază fixă, neatenție acolo și o execuție bună pe corpul scurt, am pierdut meci. Păcat. Da, mie mi-a plăcut cum arăta Farul, să știi, Ciprian. Sincer spun. Și mie, nu. Suntem mulțumiți de jocul echipei. Adică, iar am întâlnit liderul, am întâlnit echipa cea mai bănoasă și cea mai potentă financiar, posibilitatea de a lua cei mai buni jucători. E clar că cumva suntem mulțumiți că ne-am bătut de la egal la egal cu ei și nu ne-am bătut, n-am bătut loc inferior. Ai... N-avem de ce să fim supărați. Da, ai simțit la un moment dat când ai văzut că scoate Târnovanul două, trei minci foarte, foarte grele și că știi cum e, te-ai gândit că ocaziile se vor răzbuna? Că cam asta e legea fotbalului. Ei, Horia, să știi că da, e o lege foarte adevărată. Într-adevăr, au un portar de echipă națională care i-a ajutat și a scos ocazii bune. Asta e fotbalul, într-adevăr. Atunci când tu ratezi, adversarul te taxează. Da. Spune-mi, cum ți s-a părut Luis Munteanu astăzi, de exemplu? N-a fost inspirat la finalizare, a muncit mult, a avut meciuri și mai bune.
Nu, pentru că ți-am zis, n-ai jucat rău, dar parcă n-a impresionat. N-a fost acel letal lui Munteanu. Deși, repet, n-ai jucat rău. Adică nu poți să spui, domne... Nu, noi cred că am avut jucători la echipa națională și au călătorit, cum e cazul lui Dina Gramedi, care n-a fost în cea mai bună zi a lui, dar un jucător care are potențial cât cuprinde. Luis, care iarăși a venit și el după drum de echipa națională, n-au fost atât de la înălțime, pentru că ne așteptam de la ei totdeauna să fie lipitori. Da. Repet, per total, noi suntem o echipă și jucăm ca o echipă. Asta e ceea ce ne bucură. Zic că Hagi reușește să-și învețe jucători, indiferent. Știi foarte bine că pierdem jucători, vin alții, învățăm să joacă. Așa e la voi. Mă uitam, Ciprian, cu Budescu ce se întâmplă? În afară de faptul că s-a vopsit și e cel mai mare eveniment din viața lui din ultimile săptămâni, cu fotbalul mai subțire. A fost într-o scădere de formă. Zic că Hagi are încredere în calitățile lui Budescu și astăzi, pe final, l-a văzut introdus pentru a avea clipire și simță care execuții, știi, fie de gol sau fie o pasă de gol. Mai departe, sperăm de la el și credem în continuare în el. Da? I-a prit vopsitul? Eu știu, deocamdată a jucat prea puțin astăzi ca să ne dăm seama. Cum ai zis? Zic, deocamdată a jucat prea puțin astăzi ca să ne dăm seama. Am înțeles. Dar e de bun augur. Ciprian, FCSB-ul cam mărșăluiește spre titlu? Eu cred că astăzi chiar au câștigat campionatul. A fost victoria care i-a dus la 7 puncte distanță de locul 2. Greu de crezut că mai pot pierde campionatul, dar puncte mai sunt în joc. Uh-huh. Un pic, dacă se destabilizează, se relaxează, intră iar acolo. Da, mă rog, au și șansă. Și atunci când devii campioană sau câștigi un campionat, se vede că și soarta ține cu tine așa. Și cumva asta și văd la FCSB. Are și șansa de partea lor și atunci cred eu că vor fi campioni. Am înțeles, da. Ți-am zis, mie mi se pare că au adoptat, așa mai ales în ultimile partide, sau mă rog, în campionatul ăsta, un stil așa, au Dan Petrescu, mi se pare. Foarte pragmatici, sunt dominați de multe ori, cum s-a întâmplat și astăzi, au echipele celelalte ocazii, dar până la urmă FCSB câștigă. Au început să marcheze mult din faze fixe. Ți-am zis, parcă ar fi umbra lui Dan Petrescu deasupra lor. Bă, echipele mari... Ți se pare exagerat? Tot 1-0, 1-0, 2-1, 1-0 și nu joacă strălucit. Nu poți să spui că FCSB, mamă, ce fotbal, prestează, subordonează adversarul. Nu, nici vorba de așa ceva. Nu, într-adevăr, nu își subordonează adversarul, se bazează foarte mult pe calitatea individuală a jucătorilor, nu au un joc colectiv strălucit, dar faptul că individualitățile au calitate, atunci cumva îi lasă liber să joace ce vor. Și de multe ori am văzut că valoarea face diferență. O ultimă întrebare, Ciprian. Spune-mi, te rog, e reală vreo ofertă pentru Hagi în această vară? S-ar putea să plece? Sau speculații, cum am văzut și cu Florinel Coman, că pleacă în Qatar? Cum să spun, multe bombe fâsite din astea de presă în ultimul timp. E ceva, ai auzit ceva de Hagi? Sau nu știu, e cea mai mică discuție în ceea ce îl privește pe Gică Hagi să aibă ofertă de afară? N-a existat o discuție pe tema asta. Sigur, Gică trebuie să știe dacă are vreo posibilitate. Știm cu toți că își dorește să ajungă la o echipă bună și să facă trecerea spre un campionat puternic unde să se poată lupta și să-și arate calitățile de antrenor. Acum, când se va întâmpla lucrul ăsta, nu știu și nu am informații despre asta. Am înțeles. Bine, ce să vă zic, vă ținem pumnii în continuare, succes, pentru că vă bateți pentru cupele europene. Nu e încheiat nimic la cupele europene. Principalul nostru obiectiv a fost atins, acela de a fi în play-off. Acum jucăm lejer, mă rog, fără presiune, nu lejer. Uh-huh. Ne dorim să prindem o cupă europeană și suntem aproape de cupă europeană, așa că locul întâi nu era niciodată pentru noi în vizor și nu credeam că putem. Da, ar fi fost o minune, ar fi fost ceva incredibil.
Exact. Așa că de cupele europene suntem acolo. Bine. Ciprian, mulțumim. O seară bună și succes mai departe. Bun, a fost Ciprian Marica, o altă șansă, da, cu o declarație, cu o declarație foarte fermă în această seară, FCSB a luat campionatul, ceea ce spui și tu, da, Robert. Da, din punctul meu de vedere, doar o degringoladă, o debandadă poate stopa anul ăsta FCSB. E echipa care, indiferent cum joacă, și asta e cel mai important în momentul ăsta al sezonului, adună puncte. E echipa care, chiar dacă la nivelul băncii de rezervă nu oferă foarte multe soluții, cei care intră își fac treaba destul de bine. Eu cred că va fi important cred că va fi important faptul că s-a rupt 7-10 puncte. 7 puncte de locul 2, 10 puncte de locurile 3-4. Chiar dacă mai sunt meciurile directe, au varianta meciurilor egale tot timpul cu urmăritoarele, și dacă a mers până acum și au știut să gestioneze și situația cu accidentarea lui Chiriche și indisponibilitatea lui Pantea, jucătorul under, și peste lucrul ăsta cu Radu Zlavescu, sunt convins că se va trece destul de repede. Probabil va înțelege și el că să cere mai mult de la el, că a fost o investiție serioasă când a fost adus, că a fost favorizat în momentul când patronul, după meciul, ultima etapă, înainte de întreruperea pentru meciurile echipei naționale, îl anunță ca titular, are 2 săptămâni, practic, să se pregătească și mental și din toate punctele de vedere pentru jocul ăsta. Din păcate pentru el, că este un jucător tânăr, face un joc mai slab, este schimbat, dar repet, și îmi place că cei de la FCSB au înțeles lucrul ăsta și nu mai fac greșelile de anul trecut, au progresat. Obiectivul echipei este mult mai important decât, nu știu, creșterea unor jucători, și grupul este mult mai important decât jucătorul, decât individul. Și probabil de-aia au ajuns și în situația asta de a fi aproape campioni după doar 2 meciuri în play-off. Da. Da, Andrei. Un alt avantaj pentru al FCSB-ului e faptul că urmăritoarele se bat între ele pentru cupa europeană. Adică nu există o singură echipă plecată în urmărirea FCSB-ului. Sunt mai multe cu obiective proprii în campionat, cupe europene. Va fi foarte importantă cupa, cea care începe, faza sferturilor începe acum marți, și asta iarăși este un avantaj al FCSB-ului din punctul meu de vedere. Ceea ce nu prea s-a întâmplat în anii trecuți, când FCSB-ul s-a cam bătut cu o singură echipă în play-off, cu o singură urmăritoare. Da, și adică se pierd puncte între echipele care își caută un loc în cupele europene. Problema mare aici, mă rog, eu n-am aceeași părere cu obiectivul ăsta. Dacă obiectivul ăsta este atins, câștigarea campionatului în stilul ăsta, cu fotbalul ăsta, sunt șanse mari ca în iulie, la întâlnirile cu Urartu și cu cine mai găsim pe acolo până prin multe tururi preliminare, da. Să nu trecem. Și atunci nu ți atingi obiectivul de a ajunge la bani prin calificarea într-o grupă de, măcar de conference, și nici creșterea jucătorilor în modul ăsta nu se poate face, astfel încât să poți să-i vinzi la un moment dat pe sume bune. Și s-ar putea să alegi după 2 iepuri să nu pierzi. Da, dar plecarea din cauza sistemului de joc, sau nu avem jucători de valoare? Că mie mi se pare că jucători avem, dar sistem de joc nu prea avem. La FCSB punem pe ei în primul rând. Adică să câștigi campionatul și a făcut farul un pressing puțin mai sus și nu poți să ieși cu mingea în prima repriză, de să ajungi primul șut, să-l dai minutul 40. Ok, sunt absolut de acord, dar chiar și când vorbești de valoarea jucătorilor, în momentul când ajungi pe la play-off-urile de calificare în grup, o să vezi că găsești echipe, adversari, care nu au valoare de piață de 30 de milioane, cât are FCSB-ul în momentul ăsta, ci găsești cu 50, cu 60, adică jucătorilor sunt și mai valoroși. Eu sunt de acord cu tine că exact asta mă îngrijorează și pe mine, că o să ajungem acolo cu
cu jucătorii și cu FCSB-ul și cu toți, mie mi se pare că cei mai puternici în momentul de față să facă față în cupele europene, tot CFR-ul, ca joc și ca structură. Da. Oricum, lucrurile stau în felul următor, oameni buni. Campionatul se decide etapa viitoare. Asta este părerea. Eu cred că s-a decis în seara. Nu. Pentru că etapa viitoare. Dar Craiova bate FCSB-ul pe arenă, da? Vine la 4 puncte, 5 cu rotunjire, corect? Da. Bun. 5 puncte. Dar apoi FCSB-ul are la CFR și cu Rapid, în timp ce Craiova joacă acasă cu Faru și cu Sepsi. Relativ meciuri mai ușoare, da? Pe hârtie, da. Cum? Nu, pe dar hârtie, relativ... Pe hârtie, meciuri mai deci, ușoare. Deci, relativ, Sepsi, da? Care e ultima în momentul exact, de deci relativ, meciuri mai ușoare, așa. Dar Faru deci, să încurce multe cu două echipi, egaluri, da. FCSB și două victorii Craiova, Universitatea recuperează 4 puncte din 5. Am aici un întreg calcul, da. Și are meci direct pe Oblemenco cu FCSB în bănie. Dacă FCSB nu pierde cu Universitatea Craiova în etapa viitoare, în proporție de 99,99%, va fi campion. Deci campionatul se joacă în weekendul viitor, în meci direct pe Arena Națională, cu probabil 40.000 de oameni. Cred că îngrijorător pentru cei de la Craiova și eu de-aia spun că în lupta asta FCSB, Craiova în momentul de față, FCSB este avantajată. Craiova depinde mult, prea mult de evoluțiile unui jucător de geniu. Craiova depinde foarte mult de Mitriță în momentul de față. Pe când la FCSB ai un Târnovanu, ai un Chiricheș care reintră bine. Scuze, îl avem și pe Șumudică la telefon. Șumi, bună seara! Bună seara! Bună seara, ce faci? Mai arunci cu ochiul la televizor că e târziu? Da, mă uit pe la emisiune, da. Normal. Am văzut meciul și m-am uitat la emisiune. Normal. Așa, din postura antrenorului scuze, de valoare, scuze. Dar... Poftim? Scuze-mă, am uitat să salut invitații. Da, da sunt... Salutări da, invitații. Îi vezi, da. Din postura antrenorului de valoare, dar relaxat, Șumi, te întreb, FCSB este campioană? În momentul de față, eu cred că în proporție de 99% este campioană. Da? De cum argumentezi? Care ar fi argumentele? Lăsând la o parte punctele, evident. Păi, în primul rând, diferența de puncte. Eu am jucat de două ori în play-off. Odată am ieșit campion și odată am intrat la 4 puncte diferență de FCSB și n-am reușit. Startul este foarte important. Foarte important într-un play-off, startul. Craiova și cu cei de la FCSB drept dovadă că din punctul meu de vedere sunt cele două care hai să zic că Craiova într-o proporție, într-un procent foarte mic mai are șanse dar sunt cele două care au făcut 6 puncte în momentul de față în primele două etape și vedeți cât contează cele 6 puncte făcute indiferent de joc, de ceea ce prestezi în play-off nu mai contează. Importante sunt punctele în play-off, fiindcă nu mai există sezon regulat. Sunt două campionate total diferite, Horia. În play-off trebuie să-ți vezi interesul și nu mai contează. Trebuie să riști, indiferent că pierzi și rezultatul este 1-0, că pierzi 3-0, 4-0, nu mai contează. Trebuie să riști, să adun puncte. Ceea ce pe mine m-a mirat la alte echipe. Dar cele două, în momentul de față, eu cred că au luat un avans și considerabil în lupta pentru cupele europene, iar Speța FCSB-ul, cred că, cum ți-am zis mai devreme, este campioană. Și nu cred că sunt 7 puncte față de Craiova, cred că sunt 8 puncte. Da, corect. Așa, și față de celelalte două, Rapid și CFR, sunt, dacă nu mă înșel în momentul... 11, 10 plus acest un punct, exact, 11. 11. Nu, cu Rapidul 11. Și cu CFR-ul Șumi s-a terminat, cum ai zis și tu. Da, sunt 11 puncte, nu 10. Nu, ala e subiect închis. Singura care mai pâlpe Universitatea Craiova și, practic, meciul decisiv va fi etapa viitoare. Și la egal Șumi, e clar că avantajul. FCSB-ul e campion. Asta e avantajul Horia, că ei au două rezultate.
rezultate la îndemână, adică ei pot să facă egal. În momentul în care faci egal, ții echipa sub tine, fiindcă este un campionat restrâns, se joacă doar 10 jocuri în acest play-off, două trecute au făcut maximum de puncte, iar de acum, dacă punem și ce au adunat în sezonul regulat, le e bun și egalul. În continuare lor le e bun și egal. Cu echipele cu urmăritoarele. Fiindcă celelalte echipe vor juca între ele și automat există un plan, în plan secundar, există această calificare care și-o doresc toți în cupele europene și atunci toată lumea va fi disperată să facă puncte, ceea ce pe cei de la FCSB îi vor avantaja aceste dueluri și să nu uităm că și câștigătoarea cupei este foarte importantă cu Oria, fiindcă o câștigătoare a cupei anul acesta, dacă nu mă înșel, merge în Europa League, nu în Conference League. Așa e. Da, corect. Corect. Ești un foarte bun cunoscător, văd că, al realităților din România. Seria mea. Da, corect. Sunt curios și un mic. Ție cazul ăsta, Radaslavescu, cum ți se pare schimbat în minutul 28? Că părerile sunt împărțite. Băieții, de exemplu, colegii de aici au zis cam toți, domne, n-ai jucat, te scoate. Mitică Dragomir a spus, domne, l-a umilit că e un băiat tânăr, mai trebuia să-l lase. Tu cum vezi pragmatic lucrurile? Aduceți-vă aminte și de regulă aceea, când trebuiau să bagi doi jucători și ținea cât un minut și scotea jucătorul. Atunci nu se întâmpla la fel? Era regulă impusă de federație, da, că trebuia să încep cu doi under sau ceva de genul ăsta, sau nu știu, ceva, nu știu, de genul ăsta. Că mi-aduc aminte că a făcut Terim cu noi în Turcia, au vrut să bage și Federația Turcă o regulă de genul ăsta și a făcut Terim pe Zoom, am făcut o întrevedere cu toți antrenorii. De fapt, eu eram singurul străin la momentul acela din Turcia și m-a întrebat și mi spune ce se întâmplă în România și explică-le tuturor antrenorilor. Și le-am explicat care era regulamentul și a zis, vreți să ajungem în situația asta, să avem 50.000 de spectatori în tribune și în minutul 1 sau 2 să facem o schimbare și să distrugem un copil sau să râdă tot stadionul? Este, în mare parte, este problema antrenorului. El, dacă a luat această decizie, nu mai contează, rezultatul rămâne. Mai departe, Radaslavescu, mie mi-a plăcut atitudinea jucătorilor care s-au dus aproape să-l încurajeze și asta înseamnă unitate de grup, asta înseamnă că au fost alături de el și oarecum i-au dat de înțeles că nu merita să se întâmple lucrul ăsta și atunci probabil i-a mai atenuat din durerea asta, dar nu este plăcut pentru orice jucător. Și eu am pățit, și eu am fost schimbat în minut 30. Odată, țin minte, chiar pe Giulești, jucam la Brăila. Și am fost schimbat de Gigi Mulțescu în minutul 30. Și cum e? Rău, nu? Rău. Am dat un picior. Atunci abia un burete cu apă, că așa le puneam. Burete cu apă pe ceafă, că era foarte cald. Și am dat un picior, dar sări buretele la 10 metri din găleată. Poate să te distrugă dacă nu ești puternic astfel de momente? Depinde de caracterul fiecărui jucător. Știu, dar dacă nu ești puternic pe Radaslavescu, poate să-l marcheze profund? Nu, este la început de carieră și nu trebuie să-l marcheze. Nu te marchează profund când ai o ruptură de ligamente sau o ruptură de tibie sau fractură tibie și peroneu. Ne uităm la băiatul ăla care a revenit la Hermannstadt și joacă bine, mersi. Trebuie să devină mai puternic, să înțeleagă că asta a fost decizia antrenorului. Ok, chiar dacă nu este plăcut și înțeleg, din punctul meu de vedere, nu este plăcut și nu comentez. Deci nu vreau să comentez a cui e decizia sau dacă este normală. Păi nu, că a zis acum câteva minute. Gigi Becali, că e a lui decizia, el l-a scos. Dacă e a domnului Becali, rămâne rezultatul 1-0. A făcut foarte bine, a câștigat jocul. Asta rămân. Rezultatul 3 puncte. Da. Important este grupul. Important este grupul, clubul și cele 3 puncte. Mai contează, să mai uite cineva că l-a schimbat pe Radaslavescu. Sau că plânge Radaslavescu în colț. Nu are nicio legătură, ok. Nu e plăcut, nu e și nici nouă nu ne place oamenilor de fotbal. Dar până la urmă, patronul își vede interesul, antrenorul la fel. Rămân 3 puncte. 3 puncte și 99% șanse la titlu, cum ai zis. Din punctul meu de vedere, clar. Eu zic că 100%, da. Am zis să fiu băiat bun așa, să mai las în coadă de pește. Da. Chiricheș, cum ți s-a părut după 7 luni de inactivitate? Este un jucător cu un bagaj foarte bun tactic. E clar că sunt atâția ani în Italia
câștigă foarte mult din poziționare, știe foarte bine să conducă ceilalți jucători de lângă el. Se vede că nu este la parametri fizici înalți și aici mă refer la incursiunile, chiar dacă risca de foarte multe ori pe care le făcea înainte, nu a riscat absolut deloc, a jucat din experiență, a jucat cu un bagaj așa de confort, să zic, dar mie mi-a tras atenția o clipă importantă în momentul în care a venit, dacă o să urmăriți iară, eu sunt atent la detaliile astea, dacă o să urmăriți când vine la interviu, săracul transpira abundent, pe frunte se ștergea într-una și vorbea așa, s-a cadat un pic datorită respirației care era destul de accentuată, cred că pulsul foarte mare și nu cred că Chiricheș avea emoții la acest interviu. E clar că suferă din punct de vedere fizic sau bucuria din cabină ar fi fost foarte, foarte mare și n-a putut să-și revină până la interviu. Mm-hmm. Am înțeles, deci ok, dar nu neapărat impresionant. Nu, din punctul meu de vedere suferă, din punctul meu de vedere fizic suferă, încă nu este la parametri ok, dar dă o liniște, clar, dă o liniște în spate, este un jucător mult peste nivelul campionatului României în momentul de față, dacă ar fi sănătos și bine pregătit. Cum a fost cu telefonul de astăzi al lui Adrian Mititelu? Mi-a dat mesaj, nu, am primit un mesaj, dacă mi-e frică, dacă mi-aș dori să lucrez și asta mă refer la patronul clubului, domnul Mititelu, deci cel Adrian Mititelu, patronul clubului, nu băiatul, nu Adică, mi-a trimis un mesaj, i-am zis că nu iau un calcul, de fapt eu am mai avut ceva oferte din zona play-out-ului și chiar dacă am un prieten foarte bun, Marian Copilu, și a dorit să merg la Petrolul, am refuzat. Eu nu-mi doresc în momentul de față să iau o echipă din mers, echipe angrenate în lupta din subsolul clasamentului și care eu nu știu ce s-a întâmplat, acolo nu pot. Adică eu am un staff bine pus la punct, un profesionist, 6 băieți care merg cu mine, eu nu i-am lăsat niciodată pe drumuri și nici nu o să-i las și din punctul ăsta de vedere am stat de vorbă cu toți și am convenit în momentul în care ne-am despărțit de Gaziantep ca până în vară să ne vedem de treabă și chiar în 2 săptămâni, să treacă Paștele ăsta catolic, o să fac o deplasare, să văd niște antrenamente o săptămână de zile, fiindcă în jobul ăsta totdeauna ai de învățat. Am înțeles. Deci, deci l-ai refuzat clar, nu se pune problema să preia echipa acum. Sub nicio formă, nu se pune, l-am clar. I-am mulțumit, i-am dat un mesaj vocal, i-am mulțumit, i-am spus că apreciez că s-a gândit la mine, să ieși din cabină imediat după ce ai avut ședință cu jucătorii și să-l sun pe Șumudică, asta înseamnă că sunt apreciat. Și asta nu poate decât să mă bucure, chiar dacă v-am mai spus, am mai primit oferte de la încă 3 echipe care au fost din play-out. Păi, cred că cine? Petrolul? Voluntari, probabil, mă gândesc, nu? Da, nu mai contează. Da, nici nu mai contează. Da, am spus și le-am refuzat politicos, eu le mulțumesc și asta înseamnă probabil că... Uh-huh. Da, am cât de cât așa un nume în fotbalul românesc și corect. Aș fi putut să-i ajut. Corect. Ai suferit aseară? La ce vă referiți? Rapid, Universitatea Craiova. Horia, te rog frumos și permite-mi să refuz să vorbesc despre Rapid. Nu vreau să vorbesc despre Rapid. Este o echipă pe care o iubesc, o respect, echipa de suflet și o echipă care o iubesc foarte mult, cu niște oameni profesioniști care în momentul de față eu n-am văzut, poate doar era Copos, așa, să văd ceea ce se întâmplă la Rapid acum și prefer să nu discut, fiindcă orice ați spune se scoate din context, mai ales că s-a discutat zilele acestea și a apărut în presă numele meu și nu vreau să discut despre acest subiect, fiindcă am mai pățit odată în vară și nu vreau să discut. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat ca suporter, dar nu vreau să discut despre... Bine, oricum domnul Șucu a anunțat astăzi oficial că nu se pune problema. Adică, apropo de speculații, tot au fost speculații. A anunțat clar astăzi că Bergodi rămâne până în vară, clar, și practic a pus punct la toate speculațiile. Înțeleg, Horia, nu despre asta este vorba. Mă refer acum că dacă m-aș apuca să vorbesc și să detailăm un pic ceea ce se întâmplă la Rapid sau ce s-a întâmplat în jocul Rapidului sau ceva de genul ăsta, imediat s-ar scoate din context. Mm. Și prefer să nu vorbesc, fiindcă momentul de față chiar este
știți foarte bine că eu niciodată nu m-am dezis de acest club, este echipa pe care o iubesc și nu vreau să fac rău nici celor de acolo și să nu fac rău. Am înțeles, dar bănuiesc că nu ți-a picat bine. Sunt convins că ai suferit. Păi clar, nu. Cum să-mi pice bine? De ce să-mi pice bine? Nu, în sensul că ai suferit, da. Da, clar, cum să-mi pice bine. Nu, normal, am spus că vorbesc din calitatea unui suporter și în momentul în care pierde echipa ta favorită, e clar că suferi. Da, și mă rog, pierde și cum pierde, că aici a fost drama, ca să zic așa, una peste alta. Ce părere ai, mulți i-au dat dreptate, l-au aplaudat, alții l-au criticat, ce părere ai de apropierea asta domnului Șucu de suporteri și inițiativa asta total inedită de a merge cu suporterii, de a susține echipa din peluză, de a se întoarce pe drumul tristeții cu suporterii? Ție cum ți se pare treaba asta? Nu pot eu să judec un om care a ajuns la 60 de ani și care are o avere impresionantă și își permite sau să ia orice decizie în viață, fiindcă toate sunt calculate și e clar că orice face cu cap. Deci nu pot eu și nu-mi permit niciodată să analizez. Știu, dar ți s-a părut o chestie ok apropo de suporteri, de apropiere, că n-a mai făcut nimeni treaba asta. Nu este problema mea, este problema strictă a patronului celor de la Rapid și ți-am mai spus, dacă dânsul a ales să meargă cu suporterii, probabil că asta a simțit la momentul respectiv și nu este vorba numai de dânsul, cât și de celălalt acționar de domnul Angelescu. Dacă dânsii au dorit să meargă alături de suporteri, probabil că a fost cea mai bună decizie și nu pot eu să contest sau să spun... Dar poate ți-a plăcut, nu trebuie să contești. Nu, să contest sau să spun că a fost bine, nu mai lăsa să termin. Ok. Da, pentru că suporterii ai văzut, au fost foarte fericiți. Dar toată lumea trebuie să fie fericită. Asta au demonstrat că este o familie. În momentul de față, prin ceea ce a făcut, a demonstrat că Rapidul este o familie, că este alături de echipă și, nu știu, ți-am zis, mai departe nu vreau să trec bariera și să comentez eu ceea ce s-a întâmplat pe drum sau când s-au întors sau când au mers sau astea. Asta înseamnă, în gestul care l-a făcut, că este alături de echipă, că formează un acționariat puternic, că legătura dintre conducere și suporteri este una foarte, foarte bună și asta nu poate decât să mă bucure pe mine ca Rapid. Da. Relația ta s-a normalizat cu Angelescu, cu Victor Angelescu, că la un moment dat, lunile trecute, tot vorbea că nu vă înțelegeți și așa mai departe. Adică aveți o relație normală acum? Nu am niciun fel de problemă nici cu domnul Angelescu, nici cu Nico. Cu Nico... am o relație foarte bună. În momentul de față, chiar am discutat la ultimul meci care am fost pe Giulești. Avem o relație bună, mi-a fost jucător, am fost colegi și am jucat împreună, după care am luat campionatul împreună, eu ca antrenor și el ca jucător la Astra. N-am niciun fel de problemă. Pe domnul Șucu nu-l cunosc personal. Am dat mâna de 2-3 ori în tribună. Nu am vorbit cu dânsul și nu pot să nu cred că n-a existat nicio divergență sau nicio legătură strânsă între noi, nu pot să vorbesc despre această relație, dar în relația cu cei doi avem o relație normală, de respect și atâta tot. Da. Prinde Rapidul cupele europene? Mamă, cât de bandit ești, Horia. Nu. N-ai făcut meseria asta degeaba. N-ai făcut meseria asta degeaba. Mare rechin ești, în ghilimele așa. De ce? Că e o întrebare inocentă, dacă prinde cupele europene. Mi-aș dori din suflet. Mi-aș dori. Dar? Nici nu știu exact. Uite, asta este o lacună a mea. În momentul de față nu știu exact. Dacă una dintre cele trei echipe, și aici mă refer, cine s-a îngrenat în drumul ăsta spre Europa League prin cupă? Deci Universitatea Craiova lui Rotaru. Da. Și cu CFR Cluj. CFR Cluj. Da. Nici nu știu ce se întâmplă. Dacă una din cele două echipe vor câștiga cupa, atunci care echipă merge în cupa? Cum e Andrei? Andrei. Hai mă, Șumi, dacă era meseria ta asta, nu știai chestia asta? Pe uite că nu știu. Uite. Ia zi, Andrei, luminează-ne. Am zis eu lacună de-a mea. Luminează-ne. Lacună de-a mea. Asta trebuie să fie și meseria ta, Andrei. Joacă. Trebuie să fie și meseria ta. Și de-aia, uite, te-am întrebat bine. Joacă locul 4. Joacă locul 4. Nu joacă finalista, da. A, deci locul 4 joacă... Nu, uite, vezi că nu știi nici tu. Locul 4 joacă baraj cu câștigătoarea play-out-ului.
cu Cluj, probabil. Mă rog, cel care joacă barajul. Ideea era că nu joacă finalista cupei, adică ce nu știai tu cine joacă, finalista cupei sau nu. Nu. Probabil că nu m-am exprimat corect. Eu am vrut să spun, până la ce loc din play-off au șanse, inclusiv locul 4 dacă are șanse, dar locul 4, acum dacă tu mi-ai spus lucrul ăsta, va juca un baraj pe teren propriu cu câștigătarea play-out-ului, dacă nu mă înșel, nu? Ce legătură are cu cupa? Tu ai întrebat de cupă, ce se întâmplă la cupă și răspunsul meu a fost foarte clar. În cupă nu merge finalista. Dacă câștigătoarea cupei este CFR sau Universitatea Craiova, atunci a patra echipă care... mai precis, a patra echipă care va reprezenta România în cupele europene se alege din campionat. Sub ce formă se alege din campionat e următoarea întrebare. Locul următor din campionat să joacă un play-off cu locurile 7, 8 sau 9 sau 10, depinde. Te las să vorbești numai tu atunci. Păi nu pe mine m-ai întrebat, ai spus că e meseria mea, eu încerc să... Da, în fine, că nu asta e, da. Am vrut să spun un singur lucru. Răspundeam la întrebarea domnului Horia Ivan. Te rog, Șumi, spune. Care mă întrebase la momentul respectiv ce șanse are Rapidul să meargă în cupele europene. Corect. Și automat eu vorbeam de echipele din play-off. Da. Bine, n-am precizat, probabil. Nu mai contează, că nu asta e important. Ce șanse are, ținând cont de deci și de cont? În momentul de față, dacă și locul 4, cum spune distinsul tău coleg, Andrei Vochin, că merge și locul 4, probabil locul 4, având șansa să câștige... meciul cu echipa din play-out? Echipa din play-out, nu știu, există posibilitatea ca să meargă și locul 4 și cred că Rapidul are șanse să meargă, să prindă... Bine, eu din câte știu, trebuie să merg să prindă primele trei sau ceva de genul. Da. Dar, primele trei obiectivul. Da, dar probabil și locul 4 poate să joace acel baraj și să se califice mai departe. Da. Ianis Hagi va putea juca la Galatasaray? Și te întreb și Umi, că tu ești chiar specialist în campionatul turcesc. Dacă va putea să joace la Galatasaray? Da. În momentul de față? Da. Foarte greu. Și mă refer titular, nu rezervă, că rezervă ești. Foarte greu. Este un jucător bun, un jucător care poate crește, are potențial, dar căruia îi trebuie un mediu propice. Probabil că, nu știu, aici s-ar putea să mă înșel, probabil că în Turcia, la Galatasaray, având în vedere și trecutul tatălui său, și mai ales că tatăl său a fost coleg cu Okan Buruk, cu antrenorul actual, îl va ajuta, va fi adunat de suporteri. Gândiți-vă că am jucat la Galatasaray, de fapt pe stadionul lui Galatasaray, și 50.000 de oameni n-au luat loc pe scaun, ei stau numai în picioare, ei nu se așează decât la loje, ei stau numai în picioare, deci o presiune teribilă. Și e în față Icardi, Zaha, Ziyech, ce să vă zic, niște nume impresionante, Mertens, adică... Deci foarte greu, foarte realist, foarte greu să fie titular. Adică eu am simțit o presiune teribilă. În momentul de față nu știu ce să vă spun, nu știu ce strategie au de la anul și ce jucători au împrumutați, ce așa. Dar cred că în momentul de față cred că din punctul meu de vedere niciun jucător român nu poate juca la Galatasaray. Da. Șumi, am înțeles. O ultimă întrebare pe final. Dacă FCSB-ul, și așa se pare că va fi, ia campionatul, este anul lui Gigi Becali? E campionatul lui Gigi Becali? Păi dacă și voi ați spus în toate emisiunile și toată lumea a spus că Gigi Becali este antrenorul, a recunoscut și dânsul că face schimbările, cum e și mai devreme că l-a schimbat pe Rada Slavescu, din punctul ăsta de vedere, eu dacă aș fi Gigi Becali, mi-aș lua training-ul pe mine, mi-aș scrie A1 și m-aș duce să-mi pună medalia de gât. Mulțumim și Umi, mulțumim și baftă în continuare. Bun, cam asta fuse emisiunea. Da, cam așa probabil că se va întâmpla. Da, bineînțeles că nu există nicio ofertă din Qatar pentru Florinel Coman, a spus Gigi Becali acum câteva minute că nu există așa ceva, habar n-am de ofertă, multe bombe fâsite, ca să zic așa, care tot circulă la noi. Bine, noi nici n-am preluat, știi, dacă știam că e o invenție, dar multe bombe fâsite și cu Hagi la nu știu ce echipă și așa mai departe. Bun, ne pregătim de weekendul viitor pentru marea finală, nu?
Cam asta e, nu? În concluzie. Stai așa că mai avem și niște cupa României și devine foarte importantă pentru că Universitatea Craiova joacă și joacă cu Oțelul Galați și joacă joi. Meciul cu FCSB e duminică. Cred că pentru Universitatea Craiova obiectivul numărul 1 este câștigarea cupei, cupa, nu a campionatului. Deci încă un noroc pentru FCSB. Da. Încă o conjunctură favorabilă, cu 3 zile înainte de meciul direct. Hai. 2 zile. CFR-ul a anunțat și că tot cupa e pe primul plan. Dată, nu vrea nimeni. Nu. Ia Gigi titlul. Și Mudică zice că Rapidul ia locul 4 și joacă barajul. Da. Cine câștigă campionatul FCSB? Da. Rămâne FCSB. Asta e. Dacă nu-l vrea nimeni, să-l ia Gigi. Da, să-l ia FCSB-ul. Andrei, îți mulțumesc mult. Mulțumesc mult, Robert Niță. Mulțumesc Covra Elie, mulțumesc băieților care ne-au ajutat și colegilor noștri și producătorului Adi Barna. Ne revedem mâine dimineața, adică astăzi dimineața la 10.30 pe site-ul fanatic.ro. Continuă analizele despre ce se întâmplă, pentru că da, urmează Cupa României și e foarte interesant. Deci azi la 10.30 în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro o să fie iarăși Fanatic Superliga, la fel cum va fi și marți dimineață. Toată lumea va aștepta cu sufletul la gură. E o săptămână decisivă, dacă vreți, și cu Cupa României și cu meci direct pe Arena Națională. Ne oprim aici, rămâneți cu programele Prima Sport 1. Închidem aici o ediție specială de Fanatic Superliga. Toate cele bune, rămâneți și astăzi, da? Nu uitați că astăzi pe Prima Sport este un meci foarte interesant, partida dintre Dinamo și Petrolul, nu? Fără spectatori și cu copii, deci o să fie multe lucruri de comentat, deci rămâneți alături de Prima Sport. Toate cele bune, o seară plăcută!